Salutare tuturor și bine v-am găsit din nou la episodul 22, dacă nu mă înșel, din Summer Car. Și am zis că de data asta vom face un raliu, sprint. Și este Thursday, trebuie să fie Saturday de la 10 la 18 și o să caut timpul ăla și să încep raliu, că altceva nu mai am ce face. Păi și să luăm mașinuța, să o închidem și să pornim noi frumos. Să vedem dacă pornește în primul rând. Mă, față e urât. Ia să o las în relanti. Parcă de fiecare dată, cred că este bug, de fiecare dată mi se modifică acolo ăsta. Se modifică țesulețul ăsta. Ia să iau totuși trusa cu mine, că cine știe cum rămân în copac, ca de fiecare dată cum se întâmplă în jocul ăsta. Să-mi iau trusa, să bag în mașină, bag și să închid ușa. Hai mă, partea asta, așa. Să pornim din nou, să vedem ce ne iese. Mă, ia stai să mă uit o dată pe hartă, stai, că am uitat. Nu se poate și ceva, dar chiar am uitat și am plonjat din mașină foarte tare. Din păcate, în versiunea mea de joc nu pot alerga. Am zis că în versiunea mai nouă au băgat și alergare. Dar eu am păstrat-o pe asta pentru că puteam să-mi bag bani și chestii de astea în versiunea mai nouă le-au scos. Deci eu trebuie să ajung aici în Ripoha. Ripoha, start area e aici. Eu trebuie să ajung aici, deasupra la mașina asta, hai să văd dacă îi găsesc. Și am pornit foarte șmecher și durează asta de nebun. Nu cred că o să fac nimic la raliu, nu vă așteptați. Că sunt praf la condus și nu mi se mișcă nici foarte bine jocul. Și despre ce vorbeam, frate, abia am ieșit instant de pe drum. Mă, iar am uitat drumul, deci e incredibil. Eu cred că trebuie să fac dreapta la prima. Din ce am înțeles eu. Deci nu pot să cred, am uitat din nou drumul. Mamă, dar am totul full, până și fatigul. Lasă că fatigul ca fatigul se rezolvă ăla. Bine că am bere cu mine. Vedem noi. Trebuie doar să ajungem acolo, să văd dacă îi găsesc pe aia, măcar să știu o treabă. Am urco. Deja ziceam eu, nu știu ce, că e prea jos ceasul, dar văd că deja ajung la 14, la cât s-a încins ăsta. Nu știu dacă e normal să tot crească așa, cred că o să-mi ajung la 16 și o să-mi pocnesc. Mamă, dar deja merg cu viteza asta, e o repetiție, înainte de raliu. Ups. Așa. Nu, totuși, chiar n-am înțeles unde e drumul ăsta în dreapta. Că eu parcă nu l-am văzut niciodată. Trebuie să fac dreapta la un moment dat. Habar n-am. Așa. Și dacă vă, frate, un drum în dreapta, acolo mă duc. Dacă văd doar. Holy S. Mă, m-am mai obișnuit cu drumurile astea. Abia aștept să văd cum e raliu. Holy shit, dar au și ăștia niște șanțuri, frate. Deja am invertit
prin boschet, ușile îmi sunt deschise ambele. Frate, voi să fiți de uși. Și asta, mă? Și tu, mă? Faci rut? Și le-am închis și să continuăm. Stânca aia, nu știu cum era, pe marginea drumului. Oh, 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 mamă, 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 dar nu pot să-i țin controlul la mașina asta, nebunesc. Nu-i de mirare că am sărit de vreo 3 ore în șans cu ea. Au, 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 au. Parcă știam eu un drum așa mai nașpa prin dreapta. Văzusem eu la un moment dat. Să văd dacă ăla este. Habar n-am unde mă duc. Vom vedea imediat. Dar sper că nu-i șanț. Hai mă nene, băi. Se aude și motorul ăsta săracu. E obosit. Hai că merge. Mamă, 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 nu, 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 frâna, frâna, nu un copac. Mi-a murit mașina, foarte tare. Hai, 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 hai. Mă, că poate, mă, se chinuie așa. Mamă, de ce am ceva cu șanțul ăsta? Cred că e a treia oră când ajung pe aici. Opa, ăsta-i drumul, mă? Deci trebuie să fac dreapta. Și aici are dreapta. Ăsta e un drum mai de țară, ești nebun. Dar nu știu sincer dacă pe aici trebuie să ajung. Sau nu trebuie pe aici. Ăsta nu știu ce naibie e. De e sincer mult mai marfă. Ar fi tare să bage și pe aici un circuit sau ceva. Asta e așa, cred că e mlaștina aia care o vedem pe hartă. Foarte tare, frate. Aaaa, și aproape i-am găsit pe ăstea și am intrat în șanț exact când i-am găsit pe ăstea, foarte tare. Sunt foarte bun. Hai să întorcem mașina asta. Cumva, dar nu poate zic că nu e sensul bun. Luăm prin copăcii ăștia. Și ia uite ce sunt ăștia cu mașina. Cui o fi mașina asta, mă? Nu știu dacă mi-ajunge benzină. Ia uite ce mașinuță are omul. Dar trebuie să mă duc la un cort, parcă, să vorbesc cu ea. Băi, nene, băi, ce fac, mă, tu aici? Ia uite ce mașinuță are omul. A, hai să mergem la asta, la cort. Sincer, nu știu când o să trebuiască să pornească și cum. O întoarcem aici. Uite ce stă băiatul. Nu știu, sper să nu mă bușesc acum și să-mi iasă. Nu pot să vă promit nimic. Că eu abia țin mașinuța pe drum. Opa, hai să-l las aici. Bun, ia stai să verific dacă mai am benzină la mine. Că sincer, iar cam trebuie benzinuță. Mie să nu rămân fără pe drum în timpul cursei. Mamă, cum vine și ăsta, s-a lovit de s-a rupt. Hai să mai punem benzinuța în ea. Și nu mai am benzină în ăsta, foarte tare. Dar oricum cred că mi-ajunge câtă benzină are acum în ea. Hai să închid, să vorbesc cu nenea, beau o bere înainte ca să am talent la cursă. Ca să am talent la această cursă, uite și pe ăsta ce frumos e. Are Van Crays. Bang! Și luăm ăsta. Ce e asta, frate? Rally Tires. Ok. 4 Point Harness. Roll Bars. N-am așa ceva, frate. Nu știu unde le vezi tu. Îmi trebuie 500 de d-astea. Îmi trebuie inspected. Ah, trebuie să fie inspected mașina asta. Nu știam că să particip la rally. I understand they want to compete. Ok. Drive slowly to the starting area. Ok. Să închidem ușița. Mama, am emoții deja. Ești nebun că asta e singura mea șansă. Să fac ceva bine.
Că altfel o să fac mașina pro. Da, Nu da. înțeleg de ce face scaunul ăsta și mă cam enervează. Fix acum a început el să facă așa. Drive slowly to the starting area. Ia să vedem, mă, noi despre ce este vorba. Aici o fi starting area? Mie mi-e că dacă opresc mașina o să moară asta. Get ready. Așa. Cât de ready trebuie să get? Dă-i, dă-i. Get ready. Hai, mă. Trebuie să merg mai în față? 5, 4, 3, 2. Oh, și-am pornit. Mamă, și nu știu de ce presim că o să mă bușesc la prima de asta. Am mare emoții că o să mă bușesc, nu că nu se termin primul. Vreau să ajung în siguranță. Holy shit, și deja urmează drumuri foarte... Mamă, mamă, mamă. Deci am reușit de la prima era să-mi rup capul. Hai că pot, hai că pot, frate, hai că pot, hai că pot. Menținem așa viteza asta, mi-e și frică să accelerez mai mult. Când găsesc un drum drept ceva. Dar în curbă o să pun frână, mamă, mamă. Mi-e tare frică, deci am niște emoții. Zici că e cursă pe bună, ești nebun? Jocul ăsta m-a terminat. Holy shit, nu, 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 nu! Exact de ce mi-era frică, n-am scăpat. Trebuie să dau restart, că n-am ce să fac. Încerc a doua oară. Și de data asta o să fiu și mai atent. Hai să și eu din nou un drum spre băieții de raliu. Și o să încerc de data asta să rămân aibii pe drum. Cred că era de la beri. Totuși o beau înainte. Poate de data asta o să-mi iasă. Și am ajuns din nou la băieți și de data asta o să încerc să mențin drumul și să merg cât de încet pot. Nu trebuie, nu o să mai fac neapărat pe timp. Poate o să fac mai încolo pe timp, o să mai fac încercări pe timp, dar de data asta nu știu, vreau măcar să învăț traseul și să reușesc să mențin drumul. Că e destul de lung. Nici nu mai opresc motorul, frate. Scot din viteză. Cobor la nebunul ăsta cu țigareta. Băi, și mechere. Ea mai dă-mă o dată, încă o încercare. Drive slowly. Bine, mă. Uite, și mi-am lovit mașina în spate. Mi-a sărit grila aia din spate și... bara din spate, da, nu mă interesează, eu vreau acum. Nu știam de ce nu vrea. Era băgată în... Era băgată, era trasă frâna de una. Hai să ne apropiem. Drive slowly to starting area. Ne apropiem lângă asta. Get ready. O scoatem de viteză. Și o turăm, frate, o turăm, și 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 o turăm. Pune-ne de nebunul ăsta start odată. Trei, doi, unu. Oho! Urcă ca în greu în turații. Și cred că cu a treia o să o țin, sau chiar cu a doua. Cred că a treia asta e prea mult acum. O să o țin așa sub turată. Ca să pot să accelerez repede. Mamă, mamă, deja a nebunit mașina. Mi-a sărit ceva de pe ea. Nu știu ce e, ești nebun? Nu știu ce, dar mi-a sărit ceva de Da, pe ea, da. nu pot să cred, frate. Nu pot să cred așa. Ei, satana! Chiar nu înțeleg. Malauta! Perchele! Dracu fi sări, băi, de pe ea, fratele meu, nu înțeleg ce a sărit.
Aici nu e nimic, aici am pus o mare frână. Se vede ceva aici jos? Ce dracu fi asta, frate? Mi-a sărit ești nebun de la motorul ăsta. Ține pistonul ăsta. Mamă, mi-au sărit pe bucățele, nu pot să cred. Pe asta nu le mai găsesc eu în vecii vecilor, amin. Știu cum dracu mi-au sărit eu... A, asta nu e. Știu cum mi-au sărit astea două, frate. Deci nu se poate. Restart. Vreau să văd dacă așa îmi face și aici și vreau să-mi verific, frate, chestia aia. Deci nu pot să cred. Chiar nu pot să cred. Mi-a sărit direct. Trebuie să intru în mașină. Nu vine cu denumiri la chestiile alea și mie să nu le pot ce să le dau nu știu ce denumiri să mă trezesc că zic prostii. Așa că nu o să le numesc în niciun fel. Dar alea sunt băgate chiar pe interior. Sunt... Nu, sunt aici dedesubt și chiar nu înțeleg. Nu mi-a sărit niciodată până acum. De ce dracu fi sărit tocmai acum? Asta chiar nu știu. Te n-ai bijustul, mă. La gunoi cu tine. Și alea probabil sunt desprinse și acum. Că așa face jocul ăsta, dacă, chiar dacă îmi cade. Da. Mi-au căzut toate, ești nebun? Măcar de data asta mi-au căzut aici. Ai de capul meu, dar de ce rahat mi-au căzut astea? Deci nu, chiar n-am ce face, îmi cer scuze, dar pentru cine vrea să fac cursa, chiar n-am ce face, trebuie să mă pun să fac asta din nou, am nebunit, ești nebun? Cu bagurile vieți. Ce dracu a mai căzut, mă? În continuu cade ceva din ea. A căzut și asta. Nu-mi zice că sunt iar toate dezlipite. Că nebunesc. Ia. Am văzut eu ceva ce pot să dau jos. Asta nu. Asta e bine. A sărit doar aia. O să o fac chiar jaf, probabil. Super lovită. Dar chiar n-am ce să-i fac. Și o să pornesc totuși ca să-mi sară tot ce trebuie să sară din motor ca să-l pun la loc mai încolo. Bine că mi-a sărit și asta. Asta oricum trebuie să sar. Așa. Și încă puțin. Cred că ajunge. Ia să văd eu. De aici, de sub motor, păi o să trebuiască să scop baia de ulei. Hai de capul meu! Să scop baia de ulei ca să am acces la arborele la cotit. Bloc. Nici nu știu dacă pot să fac asta direct de pe asta. O să văd acum imediat, deci chiar n-am ce face episodul ăsta. Ia să încerc două puțin mai în față. E perfect așa, mă duc să-i trec și frâna de mână. Deci chiar nu cer scuze. Da, n-am ce să fac. M-a nenorocit. Nu înțeleg cum dracu o sări piesele alea de nebune. Și o să o mai duc eu odată la repara, cred, o să o duc singur de data asta sau nu știu. Și după o să mă duc din nou la raliu. Cum frate să-mi sară alea? Am nebunit. Totuși, ia, hai să-l pornesc o dată ca să-mi sară toate piesele din el, ce nu fac, nu stau acolo bine. Ia să-l pornesc eu. Păi de capul meu, câte au sărit. Ia să vedem noi ce a sărit. Sper să nu fie intrat ceva pe sub hartă. Pe pistonul e spart? What? Pistonul e rupt? Coai. Pistonul 3 e făcut varză. Cred că trebuie să o duc la reparat, altceva chiar n-am ce face. Ăsta e făcut varză?
Asta e făcut varză. Nu știu dacă se poate face fără asta, sincer. Sunt toate făcute varză. Arată în ultimul hal pistonul ăsta. Nici nu mai are capul ăla de cilindru. Deci nu, trebuie să o duc la reparat iar prin cu tractorul. Că altceva, nu știu dacă îmi pune asta piesele la loc. Sincer, asta habar n-am. Dacă îmi pune sau nu piesele la loc, o să încerc să-l tractez cu tractorul. Că altceva chiar nu am ce face. Și acum trebuie să mă duc la tractoraș. Mamă, 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 deci nu știu, mi-am pierdut la timp în a face chestiile astea pe bune acum. Unde e la asta ignition? Mai bine fac naibii raliu cu dubă și gata. Adevărat. Fii atent că ia jumătate de oră să pornească ăsta. Trebuie să bag în viteză și mă duc să iau tractorul, frate. Căci chiar nu am ce face. Dar nu știu ăla dacă îmi pune piesele la loc asta care mi-a sărit. Că ăla pistonul meu era rupt în bucăți, ești nebun, era făcut țander. Ăla n-arăta așa. În viața vieților lui. Hai să oprez motorul asta. Mă duc să iau și tractorul. Iupi, iupi, iupi. Tractorașul meu cel de toate zilele. Iar trebuie să mă duc la repara fratele meu. Hai de capul meu, vai de capul meu, ce-mi face mie jocul ăsta. Hai de capul meu. Stai că nu vreau așa. Nu, cu spatele, boss. Băi, 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 cu spatele, mă. Asta totul e în față. Așa, cu fața. Și hai să îl... Acum cu spatele. Hei! Direcția greșită, frate. Acum cu fața. Și iar cu spatele. Și gata aici. Și deocamdată o să leg așa de ăsta. Mă dusesc cu o frână de mână. Să o trag cu spatele. Dar o să vreau să o prind totuși mai de aproape. Că am văzut ultima oară când am prins-o așa departe cum a fost. Și nu prea a fost bine. Hai, ușor de tot să o scoatem. Și acum să dau cât mai aproape de ea. Ca să-i pun ăla cât mai aproape. Și aia e. Uite așa, să scot eu ăsta de aici. Și acum să-l leg la loc. Unde e jumătate? Opa. Așa, să-l leg la loc. Altă soluție chiar nu văd. Dacă nu o să pot să-l fac ăsta, nu știu, trebuie să iau alt joc pentru că uitați cum arată pistonul meu. E bombă, ești nebun. E very bombă. E very bombă rupt. Nici măcar nu mai e drept. Nici nu știam că e posibil așa ceva în jocul ăsta. De ce n-ai urc eu mașina asta, nu știu. Că nu mașina trebuie să urc. Și să-l ducem la reparat calceana, ce face? Și uite că se trage mașina cât de cât mai aproape, dar totuși îmi trebuie niște bere și să dorm. Pentru că e cam varză asta la somn. Trebuie să și mănânc. Trebuie să o grămadă, frate. Nici nu știu cât timp mai am, sincer, din episodul ăsta. Nu găsesc și eu ceva de băut. Mă duc la baie să beau și cred că o să și dorm.
Da, mă duc la baie de fapt să beau. Da, e mereu uit unde e baie, frate. Ah, de capul meu nu e aici baie. Aici e baie. Să oprim naibii ăsta. Ne și ușurăm pe aici. Aș rupe toată casa asta și tu jocul. What? Am urinat pe ăsta, ești nebun și a ieșit tabăra. Asta chiar nu știam. Văd că pot să umblu de aici. De chiar nu știam. Am mars urina, e tare. Avem și cine e asta? Temperatura? Bănuiesc. Chide-te, mă nebună. Chide-te și tu. Și trebuie să mă bag la somn. Trebuie neapărat să mă bag la somn. Și ia să văd, să dorm și după să mă mai gândesc. Cred că aici voi încheia episodul și voi începe direct de aici. Chiar n-am ce să fac, frate, n-am ce să fac. Am mașina răblăgită, nu știu ce să mă mai fac cu ea. O să mă duc eu repede în episodul viitor la reparat. Nu o să mai filmez treaba asta, o să fac off-camera. O să mă duc să-mi repar mașina și mai încerc încă o dată la raliu. Sper că de data asta nu-mi iau razna și explodează tot motorul. Să sperăm. Nu știu acum ce se va întâmpla, să vedem. Păi, episodul ăsta vă salut, mulțumesc că m-ați urmărit, vă aștept în continuare la celelalte jocuri și celelalte episoade, la revedere!